părinților, aceeași bucurie în suflet, în prezența Domnului și a Harului Său, vă salut și în această seară, dorindu-vă nimic altceva decât alese binecuvântări din partea lui Dumnezeu. Când îngerul Gabriel a venit la Maria, Fecioara din Nazaret, și i-a făcut aleasa urare, în înștiințarea pe care i-a adus-o, a cuprins și cuvintele următoare, privitor la cel care avea să se nască și căruia îi se va pune numele Iisus. În întâiul capitol din Evanghelia după Ioan, în versetul 32, la început, spune așa: El va fi mare. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preanalt. Pentru învățătura noastră duhovnicească în această seară, s-a citit cuvântul din Sfânta Evanghelie după Matei, din capitolul 12, cu privire la o dispută, dacă vreți, între unii dintre cărturari și farisei și Domnul Iisus Hristos, cei din tâi cerându-i Domnului să le arată un semn. De parcă n-ar fi avut parte de semne. De parcă n-ar fi fost și în alte împrejurări posibilități de a vedea lucrări deosebite făcute de Domnul Iisus Hristos. Vin acum și așa ca de nu știu unde apărând să îi ceară zicând: Învățătorule, am vrea să vedem un semn de la tine. Când stai de vorbă cu cineva, poți să te ascunzi. Dar când stai de vorbă cu Domnul, nu te poți ascunde. Noi putem să urmărim mimica, felul cum se prezintă fața cuiva când stăm de vorbă, și alții pot să facă în dreptul nostru. Putem sesiza gesturile pe care le fac, graiul trupului este evident pe lângă voce, dar nu putem pătrunde în duhul celor cu care vorbim. Cu totul altfel stau lucrurile când vorbim despre Domnul Iisus Hristos. El cunoaște gândurile și le judecă. Și vreau să spun în această seară că întotdeauna când se adună doi sau trei în numele Lui, El este prezent. Noi ne-am prea obișnuit cu mențiunile de felul: Domnul este cu noi. Ați văzut, ați spus lucrul acesta și n-ați zis niciunul nici amin. De ce? Pentru că le-ați auzit de atâtea ori. Pentru că ne familiarizăm cu anumite lucruri, cu mențiuni făcute, și este foarte periculoasă familiarizarea aceasta. Cineva spunea: familiaritatea naște dispreț. Nu ne mai miște nimic. N-avem de-a face cu cineva asemenea nou. Încheiam cuvântul de dimineață cu mențiunea din Epistola Apostolului Pavel către Filipeni, căci Domnului Iisus Hristos i s-a dat numele mai presus de orice alt nume. Slăvit să fie El! Amin. Și dacă într-adevăr credem că El este în locul peste care a fost chemat numele Lui, dacă noi credem cu adevărat că El este în mijlocul nostru, ar trebui să țărtăm de bucurie și în același timp să ne îngrozim. Să ne bucurăm că cerul este cu noi. Să ne bucurăm că Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, este în locul acesta. Aleluia.
același timp să ne înfiorăm, să ne îngrozim că El cunoaște gândurile noastre, felul în care ne raportăm la cei care slujesc, fie cântăreți, fie recitatori, fie păstori, fie slujitori, că El cunoaște judecățile pe care le facem în Duhul nostru, în mintea noastră. Și să ne aducem aminte, cel puțin de un singur caz, pentru că timpul își face cursul noi. Atunci când cei patru prieteni au coborât pe tovarășul lor, pe prietenul lor, paralizat, slăbănău, cum scrie la Evanghelie, prin acoperiș, prin spătura ce au făcut-o în acoperiș, și l-au coborât pe prietenul lor înaintea Domnului Iisus, acesta când le-a văzut credința, le-a văzut credința celor patru, a zis slăbănăule, slăbănăului, fiule, păcatele sunt iertate. Iar cei care erau în jur din aceeași tabăca și acelor menționați în această seară au început să cârtească în mintea lor, în Duhul lor, în gândirea lor și să spună: cine este acesta care iartă păcatele? Unul singur iartă păcatele și acela este Dumnezeu. Evanghelia spune, pentru că le-a cunoscut gândurile, le-a spus ce le-a spus, ce este mai ușor, zice: păcatele sunt iertate sau ridică-ți patul și umblă. Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ, nu sub pământ, nu după trăirea pe pământ, pe pământ să ierte păcatele. Ție, slăbănogul, îți spun, ridică-ți patul și du-te acasă. Slăviți să fie Domnul! Amin. Credeți că într-adevăr ne-a cunoscut gândurile? Amin. Credeți că le-a cunoscut viclenia celor din întâmplare deschisă în această seară? Amin. Două din trei înseamnă că și a treia este adevărată. Și El ne cunoaște gândurile. Slăviți să fie Domnul. Amin. E ca gândurile noastre să fie supuse roabe ascultării de Hristos. Amin. Căci aici este unul mai mare. În text se spune, este aici unul mai mare decât eu. Pentru că le-a replicat Domnul zicându-le, unii am viclean și stricat, ca să nu mai exprimă. E legat, așa. Dar ce-i scris, e scris, ca să pleacă cu ăla. Da. Un neam cu statutul acesta cere un semn. Dar nu le va fi dat un alt semn decât semnul prorocului Iona. Căci, după cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele chitului, a balenii, tot așa și Fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului. Bărbații din Ninive se vor scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl vor osândi pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona. Și iată că aici este unul mai mare decât Iona. Și mai jos vorbim despre Solomon, spune, este unul mai mare decât Solomon. N-am să vorbesc în seara aceasta despre Hristos mai mare decât Iona. Am un mesaj și cu conținutul acesta. Poate vorbi despre măreția Domnului Iisus Hristos în raport cu Solomon sau cu înțelepciunea acestuia. În această seară aș vrea să vorbesc totuși despre Iisus mai mare decât. Și nu spun pentru că sunt câteva lucruri pe care le voi adăuga la timpul potrivit. În textul acesta se vorbește despre minuni. Oamenii sunt doritori de minuni. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în epistola, întâia epistola a Apostolului Pavel către Corinteni, despre faptul că iudeii cer semne. Capitolul 1, versetul 22, iudeii, într-adevăr, cer semne. Grecii caută înțelepciune. Noi, românii, parcă le așteptăm ca bugău. Și semnele, și înțelepciunea. Dumnezeu este în măsură să răspundă și acolo unde este Duh sincer. Și Dumnezeu vrea să dăruiască cu scop precis. Una sau alta sau amândouă este stăpân să o facă. Slăvită fie Domnul! Amin. Cu ce scop? Ce vrem să facem
cu ceea ce cerem sau așteptăm. În textul acesta se mai vorbește despre ceva. Se vorbește despre pocăință. Și când se vorbește de pocăință, implicit este prezent acolo și sau cuvântul despre păcat, dacă nu chiar păcat. Pentru că pocăința nu se poate raporta la altceva decât la păcat. Ca așa cum mântuirea nu se raportează la altceva decât la păcat. Și vorbim sau făcând cântarea aceea când s-a născut Ioan, supranumit mai târziu botezătorul, Zaharia, preotul și tatăl lui Ioan, a zis: și tu, pruncule, e rânduit ca să dai poporul, parafrazez, ca să dai poporul lui Dumnezeu cunoștința mântuirii care stă în iertarea păcatelor. În textul din această seară este vorba despre judecată. În textul din această seară este vorba despre înțelepciune și la acestea vreau să ne raportăm sub tema aceasta. Iisus mai mare decât. Și în primul rând, nu intru în multe detalii, pentru că nu vreau să vă pun la încercare nici răbdarea, nici judecată. Iisus este mai mare decât semnele și minunile. Etalonul minunilor, simbolul suprem al minunilor petrecute asupra oamenilor pentru evrei și nu numai, era și este Iona. 3 zile și 3 nopți în pântecele unei vietăți din familia cetaceilor, balenă, cum spunem noi, nu mai intră la comentarii pe care unii le spun că s-a putut ca să, sau nu s-a putut, că s-a putut să înghită balena un om și să păstreze acolo și cazuri din perioada contemporană pot să confirme așa ceva, dar mi-aduc aminte de spus a cuiva cu privire la o bătrânică confruntată de către un ateu cu acest fenomen și a zis: mai crezi tu că s-a putut ca un pește să înghită, un balen să înghită un om și după aceea să-l ia afară viu, la care bătrâna credincioasă a spus: dacă e scris în Biblie, eu cred așa, că dacă ar fi scris că Iona a înghițit balena, eu și acel lucru l-aș fi crezut. Iisus mai mare decât semnele. Mai mare decât Iona, care este, cum spuneam, etalonul minunilor. Și Dumnezeu lucrează în toată vremea și cu semne și cu minuni. Credeți lucrul acesta? Amin. Dar vreau să vă spun și n-ar vrea să vă opăriți. Iisus este mai mare decât semnele și minunile, pentru că semnele și minunile nu mântuiesc. Nu vă cer să fiți de acord. Eu mă bazez pe cuvântul lui Dumnezeu. Semnele și minunile nu mântuiesc. Cuvântul lui Dumnezeu ne prezintă, așa ca și o exemplificare, situația în care 10 leproși vin la Domnul Iisus Hristos, stau de departe pentru statutul lor de leprați și îi strigă: Învățătorule, ai milă de noi! Domnul Iisus Hristos li se adresează tuturor și le spune: duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau ei, spune Scriptura, toți au fost curățați. Când s-au văzut curățați, nu știu unde s-a dus nouă. Nici nu mă interesează. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că unul dintre ei s-a întors. A venit la Domnul Iisus Hristos, i s-a închinat și i-a mulțumit. Era samaritean. Domnul Iisus Hristos a ascultat ceilalți 9, unde sunt? N-au fost vindecați toți? Numai străinul acesta s-a întors ca să mulțumească și apoi s-a uitat înspre el și i-a zis:
Du-te în pace. Credința ta te-a mântuit. Nu minunile? Credința ta te-a mântuit. Credința aceea care a generat atitudine de închinare. Credința aceea care a determinat mulțumirea. Credința aceea că El, Mântuitorul, Învățătorul, a putut să facă minunea aceasta și că El merită recunoștință. I-a adus starea aceea de mântuire. Ce a fost cu ceilalți nouă? Nu știu. Am auzit predici de tot felul, cum ați auzit și dumneavoastră. Probabil. Unii au spus că, cred că unii dintre ei s-au dus la familie, care nu mai fi avut. Alții ziceau, cred că s-au dus să petreacă cu prietenii. Alții au spus, cred că s-au dus la sinagogă. Eu nu știu și nu mă interesează. Nici pe Dumnezeu nu-L interesează unde ești când nu ești. Pe Dumnezeu îl interesează unde ești în prezența Lui. Nu este important unde au fost cei nouă. Ce problema este unde nu erau când trebuiau să fie. M-ați înțeles? Nu mai are importanță ceea ce îi dincolo de sfera aceasta. Important este ceea ce faci, ceea ce ești, ceea ce suntem în prezența lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la acest real. Poate deranjezi pe cineva. Mă bucur. Va întreba, va cerceta, va căuta să dea Dumnezeu lumină. Minunile și semnele nu mântuiesc. Și atunci care ne este rostul sau nu are rost? Au rost. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune care este rostul minunilor și semnelor. Faptele Apostolilor, capitolul 4, nu, iertați-mă, aici este vorba de altceva, Evrei, capitolul 2 și cu versetul 3 și versetul 4, vorbind înainte despre cuvânt, că cuvântul vestit prin înger s-a dovedit nezguduit și dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire, atenție, versetul 3, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care după ce a fost vestită înainte de Domnul, ne-a fost adeverită de cei care au auzit-o. În timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa. Amin? Amin. Care este rostul minunilor și semnelor? Să susțină, să întărească, să adeverească autenticitatea cuvântului lui Dumnezeu și să sprijinească mărturia cuvântului Sfânt. Slăvit să fie Domnul! Amin! Asemenea, cuvântul lui Dumnezeu, de asemenea, referind la acest fapt în Cartea Faptele Apostolilor și amintesc doar așa tangențial, dar cu susținerea ceea ce am spus până aici, cazul care s-a petrecut în situația când Apostolul Pavel a stat de vorbă cu Sergius Paulus, un dregător înțelept, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, care a ascultat cuvântul, dar acolo a fost un individ, un vrăjitor, Barisus sau Elima în traducere, care se împotrivea cuvântului și încerca să îl abată pe dregător de la credință. Momentul când a văzut lucrul acesta în puterea și în autoritatea Duhului Sfânt, Apostolul Pavel l-a mustrat pe Elima, a rostit și o judecată asupra lui, iată că vei fi fără vedere pentru un timp, și când a văzut lucrul acesta care s-a petrecut, spune cuvântul lui Dumnezeu, dregătorul a crezut, a fost o minune acolo, da, a fost o minune. Ca o pedeapsă, Elima a fost pedepsit,
pentru slujba care fiul dracului îl numește Pavel. Până când vei strâmba tu căile, Domnului? Iată pe fiul. Când a văzut minunea aceasta, cuvântul care îl auzise Sergius Paulus a lucrat, minunea a sprijinit cuvântul și dregătorul a crezut. Când Enea a fost vindecat, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că minunea aceasta a mișcat cetatea, Rida și Sarona și expresie biblică. Toată cetatea a crezut, are rost apariția semnelor și minunilor? Are, nu să mântuiască, ci să susțină cuvântul spre mântuire. Doamne, ajută-ne să putem fi cei care să avem parte de cuvânt și de lucrările deosebite ale lui Dumnezeu. Înțelegând însă că cel care face toate acestea este cel care mai mare. Și îngăduie ca numele acesta, ziceau apostolii în rugăciunea lor, în Faptele Apostolilor, capitolul 4, să se facă minuni și semne în numele robului tău celui sfânt, Iisus. Gloria lui Dumnezeu! El este mai mare decât semnele și minunile, pentru că stăpânind peste toate și peste cuvânt, realizează cea mai mare minune de care putem să avem parte ca și oameni. Iertarea păcatelor, mântuirea și veșnicirea noastră. Dumnezeu să fie glorificat. Amin. În al doilea rând, Iisus este mai mare decât moartea. Iisus este mai mare decât moartea, pentru că El este învierea și viața. El a coborât în moarte. Ne-am sărbătorile care au trecut ale învierii Domnului Iisus Hristos. Declar mereu la slujbele de mormântare și o spun și în seara aceasta aici. Nu mă tem de moarte. Pentru că Hristos, Domnul meu, a trecut prin moarte. Și pentru că El a înviat, este o făgăduință, pentru că El trăiește și noi vom trăi. Pentru că Domnul meu și Domnul vostru este mai mare decât moartea. La Betania, în fața durerii imense a Martei, sora lui Lazar, a făcut proclamația aceasta: Eu sunt învierea și viața. Și dacă cineva crede în mine, chiar dacă a murit, va trăi. Pentru că El, cel înviat din morți, nu mai moare niciodată. Moartea nu mai are nicio putere asupra Lui. Slăviți să fie Domnul! El este mai mare decât moartea. El este mai mare decât moartea. Pentru că a venit și a biruit pe cel care are puterea morții. Dacă acum cuvântul lui Dumnezeu ne spune în epistola către evrei, în capitolul 2, spunem următoarele lucruri. Evrei, capitolul 2, versetul 14. Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și El însuși, Domnul Iisus, a fost deopotrivă părtaș la ele, la carne și la sânge, în trupul despre care a spus: Iată vin, în surul cărții este scris despre mine, tu n-ai dorit nici jertfe, nici prinoase, ci mi-ai pregătit un trup. Vin să fac voia ta, Dumnezeule. A fost făcut părtaș cărnii și sângelui. A fost în toate asemănător nouă, ca să poată veni în ajutorul celor care sunt ispitiți. A fost ispitit în toate lucrurile ca și noi. Reiau. A fost deopotrivă părtaș la ele, la carne și la sânge, pentru ca prin moarte, prin moartea sa,
să nimicească pe cel care are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. A coborât în moarte și, cum spunea cineva, a bătut-o la ea acasă. A călcat cu moartea sa pe moarte și a dat viață celor care de frica morții erau robiți toată viața lor. Hristos mai mare decât moartea. Uitați ce am spus mai înainte despre mine. Vă întreb. Fiți sincer. Că Dumnezeu ne cunoaște și Domnul ne cunoaște gândurile noastre. Vă temeți de moarte? Nu încerc să răspundiți. Fie ca dragostea lui Hristos Domnul să locuiască în fiecare inimă și să ajungă desăvârșită, căci dragostea desăvârșită izgonește moartea. Da, ea se instalează în trupul nostru. Vârsta vine cu semnele apropierii morții și ea poate să vină inopinat, nu ne întreabă când și cum moartea vorbește. Dar în Hristos totul este viață. Chiar dacă cineva a murit, va trăi. Și cine crede în mine, a zis Mântuitorul Iisus, nu va muri niciodată. Este vorba nu de sfârșitul cărnii și a sângelui, ci este vorba de viața veșnică împreună cu Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Epistola către Romani, capitolul 6, cu prima parte a versetului 23. Plata păcatului este moartea. Și mai jos spune, după aceea, în a doua parte, dar darul fără de plata lui Dumnezeu, lui Hristos Iisus, este viața veșnică. Slăvit să fie Domnul. Amin. Ne ducem încet, dar sigur, spre un prag. Și dincolo de prag e viață. Să trecem pragul acesta când va fi să vie, cu bucurie și cu încredere, căci Hristos, dragul nostru, este mai mare decât moartea și ne va ridica la viață. Deci cuvântul lui Dumnezeu ne spune în 1 Tesaloniceni, și acesta un cuvânt de asemenea foarte cunoscut, mai ales celor care participă la slujbele de mormântare, se citește mai despre acolo, zice astfel în capitolul 4 și cu versetul 14. Căci, dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei care au adormit în El. Mai jos, versetul 16. Căci însuși Domnul, cum strigă cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. De ce? Pentru că El este mai mare decât moartea. Și biruiește moartea, este mai mare decât moartea, pentru că este mai mare decât cel care produce moartea. Cel care dă ca rezultat moartea. Și am citat deja, plata păcatului este moartea. Deci, în al treilea rând, dar e ca Duhul lui Dumnezeu să ne lumineze și să înțelegem că cel despre care Îngerul Gabriel a spus înainte ca să fie vreun semn al apariției sale a Domnului în lumea aceasta, El va fi mare. Problema cea mai gravă cu care se confruntă omenirea este problema păcatului. E adevărat, analiștii, sociologii, politicienii, toată dacma aceasta au alte păreri. Pentru unii cea mai mare problemă este demografia. Adică înmulțirea populației. Sunt încă totuși pe fusul dorabil. Mulțumesc, l-am auzit pe fratele Iosif rogându-se, să-l auzit Iosif. Că te-a rugat pentru tine, dar încă nu după lunga călătorie. Domnul, să ne binecuvinteze. Problema este
o frică a oamenilor în ceea ce privește înmulțirea oamenilor, că suntem prea mulți și că nu vom avea ce mânca. O altă spaimă a lor este că nu va ajunge combustibilul pentru motoare și fac totuși motoare tot mai puternice și tot mai mari consumatoare. Este frica oamenilor cu privire la faptul că nu mai avem ce să respirăm. Găuri negre, stratul de ozon se bage, se strică lucrurile și am citit cu stupoare că un australian, nu mai rețin ce funcție avea, dar dacă a ajuns așa de notorietate, normal că nu era un mareștine, a spus că o familie nu are voie, nu mai este permis să aibă mai mult decât un copil. Și dacă totuși are doi, de la cel de-al doilea să se plătească carbon tax, adică taxa pe poluare de către cel de-al doilea. La un moment dat se făcea mare vâlvă spunând că vacile, săracile vaci, sunt pricina a găurilor de ozon, stratul de ozon, pentru gazul care îl elimină, mă rog, după împrejurări, și astea sunt acolo lucrurile. Vreau să vă spun că problema cea mai mare, probleme și asta, cu ce trăiesc, cu ce vor trăi cei de prin Somalia și de pe acolo, și cât aruncă ceilalți din altă parte. Când unii scormonesc după viermi și după gâze prin lut și se bat pentru o gongă, în altă parte se aruncă în ocean cu nimiluita sute mii de tone de grâu ca să se păstreze prețul pe piața mondială. Da, sunt probleme. Vreau să vă spun însă, o duc cel mai serios. Cea mai gravă problemă cu care se confruntă omenirea este păcatul. Este păcatul. Acesta nu poate să fie eradicat nici de hotărâri judecătorești, nici de tratate internaționale, de nimic. Sângele Domnului Iisus Hristos este singura soluție pentru păcatul întregii omeniri, căci El a venit ca miel al lui Dumnezeu să ridice păcatul lumii. Slăviți să fie Domnul! Și cu păcatul acesta se confruntă omenirea. Din zorii existenței ei și până la ultimul om care se va naște pe pământul acesta. De la acea ură prinsă de Cain asupra lui Abel și la gestul ucigaș pe care acesta l-a făcut ței fratele lui, până la ultimul om care va minți în lumea aceasta sau va gândi de rău împotriva propriului său, problema păcatului este cea mai gravă. Problema păcatului Ninivei l-a determinat pe Dumnezeu să ia hotărâre strașnică de când răutatea acestei cetăți a ajuns până la cer, dar a acordat o șansă. Harul lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu. Spuneam unui tânăr, nu-l cunosc, zicea că mi-a găsit telefonul pe internet și m-a sunat din tot țara nordică anul trecut. Și a purtat discuții cu el și am reluat discuția cu el după aceea, păstrându-i numărul de telefon. Un fiu rătăcitor, un tânăr care a avut mari probleme în familie, probleme personale, și spunea aici, în străinătatea aceasta, s-a născut în mine gândul care mă îndeamnă spre împăcare cu Dumnezeu și a spus, domnule pastor, este posibil. Am purtat o discuție, un om care s-a acuzat. În general, ăștia, n-am făcut eu ca și alții mai mult, nu știu, nou, un om care era foarte critic cu sine însuși. Și i-am spus, cunosc numele mic, i-am spus pe numele mic și am zis, dragul meu, chiar dacă păcatul întregii lumii, de la primul gest al lui Cain, și cum a spus, până la ultimul care se va naște ca păcătos în lumea aceasta,
dacă tot păcatul omenirii în toată existența ei a apăsat o singură persoană, sângele lui Iisus Hristos are putere să spele, să ierte, căci Hristos este mai mare decât păcatul. Aleluia! Dacă în seara aceasta un tânăr sau tânără aici se confruntă cu procese de conștiință în ceea ce privește păcatele pe care le-a făcut, stăpânirea păcatului asupra conștiinței lui sau ei, dacă un bărbat sau o femeie în seara aceasta sub atingerea Duhului lui Dumnezeu se simte vinovat, poate este cineva care nu găsește nicio soluție, nicio șansă în vede, vreau să-i spun în toată autoritatea cuvântului lui Dumnezeu, sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Puterea păcatului este grozavă, puterea păcatului este destructivă, dar Hristos Domnul este mai mare decât păcatul. Iona, da, Doamne, scoală-te și du-te la cetatea cea mare, la Ninive, și spune acolo cuvântul care ți le spune. Și el a vrut să fugă. Nu intru în detalii, erau probleme acolo de istorie vechi. Erau acolo probleme de subordonare socială. Asirienii au stăpânit pe evrei. Acum a zis, noi nu am putut bate cu forța armelor, îi bate Dumnezeu. Nu mă duc la Ninive, mai bine iau bilet în altă parte. A fost și țint mască, mai cu seama, față de fisc, cel puțin. Nu a riscat un control al ANAF-ului, cum este pe la noi, că și-a plătit prețul la bilet și a luat un spre Tars. S-a așezat în cală, în fundul corăbii și a adormit. Somnul nu rezolvă responsabilitatea. Ascunzișul nu rezolvă responsabilitatea trimitrii și a chemării. S-ar putea să te pască gândul ăsta, mă dau la fund, mă las acolo, că oricum nu sunt văzut bine, oricum, și așa mai departe. Te caută Dumnezeu dacă ți-a încredințat o misiune. Dumnezeu să lumineze conștiința căreia îi vorbește în seara aceasta. Și Dumnezeu, știți istoria lui Iona, două cum mai spun. Căutat și găsit acolo de marinar, a spus, tu cine ești? Tu de ce? Nu te vinim să aduci o jertfă Dumnezeu. Și el se vin, spune, eu sunt evreu și mă tem de Dumnezeu. Auzi? Să teme de Dumnezeu și fuge de el. Nu fuge că se teme de urmări. El fuge de responsabilitate. Mă tem de Dumnezeu și nu-i fac voia. Auzi? Eu sunt proroc și nu fac ceea ce spune Dumnezeu. Și altceva. Are jertfă, rogă, te strigă și tu, n-are niciun rost. Eu îți devine. Interesant. Aruncați-mă în mare și rezolvați problema. Bă, dacă ești atât de sincer, de ce nu sari tu? De ce pui pe alții să-și încarce conștiința? Știți de ce? Pentru că e mai greu să ne asumăm responsabilitatea și este mult mai simplu să plasăm responsabilitatea. Asta încă de la Adam încoace lucrurile stau așa. Ei l-au luat, l-au aruncat în mare, s-a potolit fortuna, ei aduc jerte. Cum priceput fiecare să fie iertat? Și Dumnezeu primite peștele, primite, îl poate și îl ține la macerat așa trei zile și frumos. Acidul acela de acolo, n-a ieșit la cravată și la patulace, a ieșit cam puțit de acolo, dar nu-ți place să te duci cu fața frumoasă și netedă? Te duci cu fața zbârcită și arsă de acid. Nu-ți place să te duci ca un om și să nu apar ca o arătare? Te duci ca o moimă până la urmă, dar tu te duci. Pentru că Dumnezeu este mai mare și decât încăpățânarea noastră. Dumnezeu este mai mare decât împotrivirea noastră. Iisus mai mare decât Iona. Într-o cetate care se parcurgea de la un cap la altul, de la altul, la alta, în trei zile, a pătruns Iona
El de o zi și-a strigat, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Încă 40 de zile și păcatul Ninive va fi nimicit. Ce-a însemnat asta? Sentință sau har? Ha? Sentință. Dar 40 de zile însemna har. În Evanghelia după Luca, în capitolul 12, este pilda celui căruia i-a rodit țarina. Știți istoria așa? Dacă așa au fost pe puțin memoria, și plec fiul. S-a înmulțit recolta, a făcut o asemenea bogăție, încât n-a mai avut unde să pună recolta, bunurile. Și a zis, au probleme, că și săracul are probleme, și bogatul are probleme, toți oamenii. Vorba românească, gazda e greu, săracă e rău. Așa vor și cu asta. Ce să fac? Știu ce să fac. Strigă grânarele, habarele, fac altele mai mari, până acolo toate bunurile mele, după aceea mă gândesc și la suflet, suflete ai multe pentru multă vreme, mănâncă, odihnește-te, mănâncă, ia, veselește-te. Toate lumea. Și atunci Dumnezeu i-a zis, nebunule, mori. Știi ce ar fi însemnat asta? Ar fi însemnat că atunci ar fi căzut jos, ca și mai târziu, Anania și Safira. Dar Dumnezeu vine cu mână de durare și de har. Ce har? În noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și ce ai strâns cu rămâni. Păi ăsta se arunc praf și pulbere. Încă nu. Cât îi trebuie lui Dumnezeu să ierte? Așa, după părerea dumneavoastră, cam câte ceasul, sau câte zi, sau câte luni, ca să limpezi problema. Câte zile a mai trăit tâlharul de pe cruce, de lângă Domnul? Nu știu ce știe. Minute. Dar de fapt nici de minute n-a avut nevoie, ci de o clipă. De o clipă a recunoașterii nevinovăției celui pe care stătea și a vinovăției proprii. Pentru noi este drept, a spus tovarășului, să se întâmple așa ceva, că am tâlhărit, am ucis. Dar neprihănitul acesta n-a făcut nimic vreo de moarte. Doamne, pomenește-mă și de mine când vei veni în împărăția ta. Și Domnul i-a spus, adevărat, adevărat, îți spun, nu îți voi spune, îți spun, astăzi vei fi cu mine în rai. Dumnezeu nu are nevoie de timp lung să tragă pe cineva la socoteală. Dumnezeu nu are nevoie de timp lung să ierte pe cineva care se pocăiește, căci Hristos Domnul a venit să ia asupra sa păcatul lumii. Isaia, capitolul 53, imaginea excelentă a ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos. Slăviți să fie numele Lui. Amin. Iisus, mai mare decât păcatul și pentru că taie rădăcina, distruge și răstare, pentru că este mai mare decât păcatul, de aceea este mai mare și învinge și moartea. Și încă ceva. Cuvântul Domnului spune aici că împărăteasa de la viață zi se va scula alături de neamul acesta în ziua judecății, iată, este vorba de judecare. Și de usând, îl va usândi pentru că i-a venit de la capătul pământului ca să audă înțelepciunea lui Solomon. Și iată că aici este unul mai mare decât Solomon. Dacă Iona poate fi socotit simbolul, etalonul minunilor asupra oamenilor, Solomon este prin excelență exponentul înțelepciunii. Îți voi da, a zis Dumnezeu, pentru că nu ai cerut moartea vrășmașă, pentru că nu ai cerut viață lungă, pentru că n-ai cerut bogăție, ci ai cerut înțelepciune ca să poți să cârmuiești cu dreptate poporul acesta. Îți dau toate ce nu le-ai cerut și deasupra îți voi da o înțelepciune pe care n-a avut-o nimeni înainte sau după tine. Totuși aici cuvântul Domnului spune, iată că aici este mai mare, unul mai mare decât Solomon. Da? Pentru că lui Solomon i s-a dat înțelepciune, dar Iisus Hristos este înțelepciunea, este
este înțelepciune. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu în 1-a epistolă a Apostolului Pavel către Corinteni, unde reluând de la versetul 22 am întâlnit deja iudeii într-adevăr cerminuni și grecii caută înțelepciune. Dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri o nebunie. Dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Versetul 30. Și voi prin El sunteți în Hristos Iisus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Slăvit să fie Domnul! Amin. Despre înțelepciunea lui Solomon se pot spune foarte multe lucruri. Scrie Scriptura și așa este cum este scris. Printre altele este și ceea ce este cunoscut, faptul înțelepciunea lui Solomon este și pictură cu judecată sau cu judecata lui Solomon. Știți cazul când la Solomon au venit cele două femei cu comportamentul lor așa cum era, vinovat, și au cerut să li se facă dreptate, pentru că zicea una care are cuvântul: noi locuiam singuri în aceeași casă și nu mai era nimeni cu noi. Eu am născut un copil și după câteva zile am născut și ea. Dormind împreună cu copiii noștri, noaptea, ea s-a așezat peste copilul ei și l-a omorât. S-a trezit și a văzut că este copilul mort, l-a așezat lângă mine și mi-a luat copilul meu, care era viu, și l-a așezat. Dar dimineața eu am văzut că cel mort nu era al meu. Împărate, dreptate. Iar meu cel viu! Ba, iar meu cel viu! Nu, minți, iar meu cel viu! Ba nu, iar meu cel viu! Cuvânt contra cuvânt. Ce se va? Și atunci a apărut înțelepciune. Aduceți un sabie, luați copilul viu, tăiați-l în două și dați o parte uneia și o parte alteia. Și cea care era mamă a spus: nu, oprește sabia, să trăiască, dați-l ei, să trăiască, stau să mă închei. Oare a fost chiar lipsită de înțelepciune femeia aceasta? Că adulă pe Solomon, da, merită, monarul a provocat asta. Dar ce înțelepciune a avut femeia aceasta? Mamă, dați-l ei, vreau să trăiască. Și cred că se gândea în mintea ei, măcar să-l văd. Îl voi urmări cum va crește. Poate, din când în când, pe furiș, îi voi trece mâna prin păr. Îl voi mângâia și voi spune vorba bună. Sau poate, dar știu că va trăi undeva. Pe copii îi urmărim prin vârste. Părinții, când trec, se opresc pentru noi la vârsta în care au plecat. Pe copii îi urmărim în vârstă. Când a auzit țipătul acela, Solomon a spus: al ei este cel viu, ea este mama. Dar dacă nu ar fi oprit țipătul acela mâna cu sabia, mă întreb, ar fi fost posibil ca pumnul acela să fi fost tăiat în două? Și totuși acolo era exponentul înțelepciunii omenești, nivelul cel mai înalt al posesiunii înțelepciunii omenești, era acolo. Aici, a spus Mântuitorul, este unul mai mare decât Solomon. De ce? Solomon putea să facă din 1-2. Hristos a venit să facă din 2-1. Și aici este imensa superioritate a Domnului Iisus Hristos. E scris. În epistola lui Pavel către Efeseni, cuvântul Domnului spune astfel. Versetul 14 din capitolul 2. Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea.
În trupul lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei, legea poruncilor în îndoirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în el însuși un singur om nou, făcând astfel pace, și a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmășia. A nimicit vrăjmășia. Vreau să întreb. A putut să împace pe cele două femei? S-a făcut dreptate. Copilul a rămas la mama naturală, mama sa. Femeile acelea s-au dus însă în păcate din fața tronului judecății să-l spun fără de nicio ezitare. Nu. Cea mai înaltă formă de înțelepciune dată oamenilor nu poate să rezolve ceea ce e înăuntru oamenilor. Tratatele înțelepte, pactorile de neagresivitate și câte și mai câte, de suprafață s-a gândit niște lucruri. Vrășmășia nu a putut rezolva. Hristos Domnul, mai mare decât orice formă de înțelepciune, El este înțelepciunea, a venit și a făcut din doi evrei și din neamuri în El însuși, unul înaintea lui Dumnezeu și a îndepărtat vrăjmășia. A îndepărtat vrăjmășia. Spuneam despre... Așa. Despre faptul că Avram a ajuns acolo, că tot muntele și Dumnezeu i-a zis, uite-te tot și vezi toată țara. Și este a ta, joi, joi. Uimat tare, adică m-am impezit un pic acum, și a spus, asta e toată țara, am spus joi, spun și astăzi, am mai spus încă o dată, voi mai spune ori de câte ori este nevoie. Țara este al Israel, pământul acela nu este al filistenilor, nu este altor popoare arabe, pământul acela este al lui Israel. Dar și palestinienii și evreii pot să apară ca frați și să se îmbrățișeze și vrăjmășia să fie îndepărtată printr-unul singur, prin Hristos, prin sângele Lui. La poala crucii Lui Hristos și arabii și evreii și oricare altă nație cu altă nație poate să găsească pacea și unitatea, căci Hristos este mai mare. Este mai mare decât păcatul. Este mai mare decât cura, este mai mare decât dezbinările dintre popoare, este mai mare decât moartea, este mai mare chiar și de către înțelepciunea cea mai rafinată din lumea aceasta. El este înțelepciunea lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Amin. Și închei. El este mai mare decât judecată. Dar aici este prezentă și că în ziua judecății, în ziua judecății, poporul din Ninive se va ridica și va acuza pe Israel. În ziua judecății, împărăteasa din Siria se va ridica împotriva lui Israel și va judeca. A venit de departe. Și nu s-au învrednicit ei, n-au vrut să-l accepte și era lângă ei. Stă câte un gard în gard cu casa de rugăciune și nu se duce. Am cunoscut pe cineva care stătea în bloc, într-un apartament în care se adunau la rugăciune. Era în Spania, nu vă spun unde. Dar știu, eu am fost la rugăciune și am predicat la bisericuța din apartamentul acela. Atunci a venit și celălalt, dar în alte împrejurări, stătea în altă cameră, botezat, stătea în altă cameră și nu venea la rugăciune și era în apartamentul lui. Ce ziceți? Cam cum va sta acela și alții în fața împărătesei din Sieba, care a venit de la mare distanță sau de înțelepciunea lui Solomon și ai stat dincolo de ușă și n-a intrat la părtășie, la părtășie cu cel care este deasupra tuturor. Domnul să aibă milă de noi. Domnul să aibă milă de noi. El este mai mare decât judecat. La Domnul Iisus Hristos,
a fost adusă o femeie care a fost prinsă în păcat adulter. Și cei care au adus-o ca să-L provoce și pe Domnul Iisus au spus, noi am prins-o asupra faptului. Acum o întrebare la care nu aștept răspuns, este retorică, dacă au prins asupra faptului, unde era fărtașul? Au adus-o numai pe ea. Oh, am primit și o contra-întrebare sau o justificare. Zice, s-ar putea ca fărtașul să fi fost un soldat roman și atunci nu știu. Nu mă interesează. A mine nu mă interesează. Nici dacă femeia aceasta își vindea trupul ca să își întrețină familia sau să nu mă interesează. Mine mă interesează altceva. Faptul că este unul mai mare decât judecata. Sunt oameni care îs bucuroși, se simt împliniți când îl prind pe unul poca o mică, cum se spune, prin teroare, adică cu falsul, gata, imediat, la comitet, la noi în țară, la comunitatea regională, la comitetul executiv, la Consiliul Bisericii, s-ar duce până la papa, dacă am fi sub ordine la spate. Nu o să-l pună pe la sub căcâi. Prins, da. Și după legea lui Moise, ea trebuie să moară. Da. S-a plecat și a scris pe bord. Nu știu ce a scris. Unii știu, eu nu știu. Unii știu că le-a scris numele. Eu nu știu. Unii știu că le-a scris păcat. Eu nu știu. Eu știu atât că s-a plecat și a început să scrie. Și mai știu ceva ce-i scris. Că unul după altul au plecat. Și după ce s-au dus toți, singurul care ar fi avut dreptul să-l ia piatra și să-l ia primul, n-a dat cu piatra. Femeie, unde sunt părâșii tăi? Nu stau. Te-a condamnat cineva, a rostit vreo sentință asupra ta, era o problemă dacă s-ar fi rostit o sentință. Nu, Doamne, nici eu nu te osândesc. Doamne, da, cum poți tu neprihănitul? Ochiul lui Dumnezeu care nu poate să privească rău. Cum pot? Pentru că El este mai mare decât judecata. El este judecător. Nici eu nu te osândesc. Tu te împace. Dar să nu mai păcătuiești. Să nu mai păcătuiești. El este mai mare. Este mai mare decât semnele și minunile pe care suntem avizi. Căci mulți spun, aș vrea să văd. Aș vrea să văd un mut vorbind, aș vrea să văd un slăbănoc întărit, aș vrea să văd un schilot că se vindică, aș vrea să văd, aș vrea să văd, aș vrea să văd. Fiul lui David, ai milă de mine. Se legau nefericit de pe marginea drumului la ieșire din Ierihon. Taci-o. Alte probleme nu importă. Ține copiii acolo și închide zborul. Dar el și mai tare se lega. Fiul lui David, ai milă de mine! Chemați-l. Imediat să face cărtie, imediat să dau la o parte. Împotrivitorii acum sunt soli. Îmi cheamă învățătorul. Mă cheamă. Adică cum să mă duc? Păi eu nu văd. Dacă aș vedea, n-aș duce. Asta ar fi logica. Aș crede dacă aș vedea. Partimeu s-a dus după cuvânt. Se spune despre nevăzători că au un simț foarte dezvoltat al orientării după auz. Și Partimeu s-a dus după cuvânt. Nu cred că l-a luat cineva de mână, că n-a fi scris. S-a dus. S-a dus după cuvânt. Din partea aceea a venit cuvântul chemării. De aici, de aproape, a venit cuvântul respingerii. Taci, rămâne de parte de nenorocirea ta. El mă cheamă. S-a dus crezând și s-a întors văzând. Slăviți să fie Domnul! Aș dori ca în
Dacă cineva se simte jignit de cuvântul care l-am văzut, îi spune, îmi cer scuze public și scris, dacă vrea. Dar totuși, cred că cuiva îi folosește. În orbirea spirituală care este cineva aici, că e ocupat mai mult de ceea ce scripește decât ceea ce tăinuiește ca valoare, să se audă în seara aceasta cuvântul vino. Vino la cel care este mai mare decât semnele și minunile, dar are autoritatea să le împlinească, să le facă pentru a sprijini cuvântul care să vindece, cuvântul care să mântuiască prin credință. Vino la cel care este mai mare decât păcatul cu care te confrunți, cu care te lupți noaptea și nu biruiești, cu care te lupți ziua și n-ai nicio izbândă, cu care te lupți de ani de zile sau de câteva zile, vino la El, că e mai mare decât păcatul tău. Că dacă nu vii la El cu păcatul tău, moartea te termină. Te termină. Hristos are putere să ierte păcatele pe pământ. Când am intrat sub pământ, nu mai este nici o șansă. Aici, în biserica Betel din Montreal, este unul mai mare decât toți și toate. Numele Lui este Hristos. Numele Lui este Mântuitorul. Numele Lui este Salvatorul. Și numele Lui este și Judecătorul. Mai mare decât toți. Dumnezeu să ne ajute să ne închinăm Lui. Amin. Dacă în seara aceasta, aflându-te aici, te-ai simțit binecuvântat de Dumnezeu, aș vrea să te invit să te ridici împreună cu mine în picioare și înainte de a pleca din locul acesta spre casă, aș vrea să te îndemn să aduci Domnului cuvântul mulțumirii. Și apoi, pentru că stă în fața noastră o săptămână de necunoscut, te-aș sfătui oricine ai fi, să-ți încredințezi soarta în mâna bună a Domnului, Cel care este mai mare decât tot ceea ce s-a amintit aici, în locul acesta. Să ne rugăm împreună.